Bună ziua tuturor! Deci astăzi vă doresc să vă arăt noua rasă pe care noi am adus-o în Republica Moldova. Deci este vorba de rasa Camori, pentru cei ce nu știu, sunt de origine din Pakistan. Aici, de exemplu, avem un exemplar, un țap, ajung în greabă până la 1 metru, 1,20 m înălțime. Noi avem aici un țăpușor de 2 luni, deja a atins o greutate de 30 de kilograme, dar țapii maturi ajung chiar la 135-145 în unele locuri ale Pakistanului de kilograme masă vie. Deci sunt unele, o rasă de capră foarte mare, foarte înalți și foarte frumoși. Deci urechile ajung chiar și până la 45 de centimetri lungime. Dacă spuneți că noi procurăm doar pentru urechi, nu este corect. Deci sunt și unele date din Pakistan și în India unde scris că este indicat că această rasă are și o producție destul de bună. Avem o producție de în jur de 6 litri pe zi, deci 5 jumate, 6 jumate în medie, dar avem și unele recorduri sau unele competiții anuale care se fac în Pakistan și în India între fermierii care țin astfel de capre. Și avem și chiar unele exemplare care ajung până la 10 litri pe zi. Este foarte interesant această rasă pentru noi, mai ales pentru Europa. Este ceva nou și foarte, foarte costisitor pentru că se întreabă foarte tare. Deci dacă acum se scot la vânzare, liber le vând într-o oră. Deci este foarte greu de adus din Pakistan și India aceste capre, de aceea și sunt costisitoare, pentru că sunt destul de rare încă, de bea apăruseră în regiunea noastră, deci de câțiva ani au fost adus și în Rusia mai de mult, dar să înțelegeți că pentru cei care cred că dacă sunt aduse din Pakistan sau India, mulți cred că ei nu pot supraviețui în frigurile noastre, în iernile noastre, deci în Rusia deja de 5 ani supraviețuiesc și n-au nicio problemă. Deci vreau să spun la așa oameni, de ce voi credeți că noi iarna o să-i ținem afară în minus 2, minus 5, minus 10 grade afară sub ploaie sau ninsori? Nu este corect logica acestor oameni. Deci noi dacă procurăm animale cu o sumă de bani foarte impunătoare, care dau start pentru un ied de la 3-4 mii de euro, asta nu este corect să întreții animalul acela simplu, așa ca la stână, l-am dat drumul, nu o supraviețuit. Nu, noi facem condițiile, noi o să întreținem conform standardelor de întreținere, într-o temperatură bună pentru acest capre, deci nu este corect să spui că dacă ați adus, nici girafele în Germania nu sunt, dar în zooparcuri, cum vedeți, supraviețuiesc, pentru că omul le face condiții. Fix asta și vreau să vă spun despre capre. Deci caprele acestea sunt foarte interesante, au urechile lungi, înalți în picioare, o masă impunătoare la țapi, deci sunt de producție mixă. În Pakistan și India se folosește și pentru carne și pentru lapte. Grăsimea lor este foarte înaltă, deci este mai mare ca la anglo-nubienă. Deci avem în jur de 6 jumate, 7 jumate, asta în medie. Deci este foarte bun procentul de grăsime în lapte și un procent înalt de proteină de asemenea, care dă start de la 4,5%. Asta e foarte bine și să știți că nubianele de asemenea au de origine unele rase de capre precum Camori, Jamunapari, Gulabi și altele care sunt din regiune de Pakistan și India. Asta se datoră și urechile lungi la nubieni. Aici, cum vedeți, încă mai lungi sunt, pentru că rasa anglo-nubiană, deci Camori, a participat cândva de mult și alte rase au participat la crearea acestor rase anglo-nubiene, care știți voi, europene, de aceea și sunt cu urechile lăsate în jos. În Europa noi nu avem altă rasă, chiar originală europeană, nu există, care sunt tot astfel. Ok, este boier, dar de asemenea să știți că toate rasele care au urechile lungi sunt, deci au ceva sânge din Pakistan, India și alte țări, nu europene. De aceea și sunt scurți în blană. Deci să știți că pe viitor o să vă mai arăt video, o să crească mari, să știți că noi de vreo 6-7 ani am încercat să aducem această rasă, dar foarte greu, am avut contact și cu Pakistan și cu India și prin niște studenți și prin Ministerul Agriculturii și prin intermediul internetului simplu am căutat și foarte greu ne-a fost să găsim, să-i aducem pentru că este o țară
destul de interesantă, colorită, deci departe de Europa. Și aici este vorba și nu doar de transport, dar și de documentele care sunt necesare pentru a importa aceste capre. De aceea așa de greu le-am adus și la noi, deci sunt foarte rari. Să înțelegeți, se numără pe degete în toată Europa. Deci, în Uniunea Europeană, din păcate, încă nu este și nu știu, sperăm că cândva cineva o să procure. Sunt unele întrevederi acum la moment că se cumpere o persoană, dar ne confruntăm cu burocrația, cum să le ducem în Uniunea Europeană. Acolo sunt unele probleme. Dar la noi, să știți că deja sunt. Deci, pe parcurs o să vedem, o să testăm, o să măsurăm, o să vedem ce grăsime reală au, ce cantitate de lapte pot da. Apropo, la naștere, deci fată canubienele, 3-4 în mediu, este un indiciu de asemenea bun. Sunt foarte interesante capre pentru noi, pentru că merită de întreținut și nu doar în rasă pură. Dorim să facem și metizare cu nubienele care le avem noi și metișii dau foarte bun lapte, foarte înaltă grăsime și proteină și cantitativ sunt foarte buni și chiar după aspectul exterior, foarte frumoase capre. Vedeți ce urechi lungi, frumoase. Deci, pe viitor ne vedem cu ceva detalii. La revedere!